fraților! I-am văzut! Radule, mâine dimineață la Vadul Negru. Și dacă-i vicleșug? Câte 10 vieți, Radule, pe una de-a noastră. Așa e. Mâine dimineață mergem să-l întâlnim pe Gheorghe. Stăpânire cere în schimbul lui 3 oameni. Păcatul e al meu. Merg eu? Tu mergi, Hramine? Merg, îndoi cu anafură. Doamne, iartă robii tăi, Doamne. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Hai! Uite, arătările Domnului! Să nu vă scuturați, îngerașii mei! Parcă sunteți coborâți din rai, numai care pioarele vă mai lipsesc! Să-mi cânțați toată noaptea și toată ziua, pentru cât mi-a mai rămas să trăiesc, să-mi cânt să mă satur. Potirul ăsta l-a zgâbjit din vreo sfântă biserică. Jefuiți lăcașul Domnului. Noi? Nu. Aici ai luat cu împrumut de la părintele Misaile, zeucă. Ce-am stat noi cu pistolul în burta lui? Cum ne-a văzut, ne l-a dat. Să-i spui lui Mutu toată treaba asta. Cu doi nu merge. Frumos le mai ticluiește arhimandritul nostru. Al n-ai bine, utari. Al n-ai bine. Stau bine și cu Dumnezeu și cu dracu. Păi ăștia suntem noi, episcope. Satanele Domnului. Mă dau prins. În schimbul lui frate meu, Gheorghe. De ce nu mănânci? Mănânc. L-am făcut dreptate, ciocoit. Băieții ăștia merg la moarte ca la nuntă. Ordonați pregătire de luptă. La ordin, domnule capitan.
Compania întâia! Compania doua! Ascultă comandă! Nu iau, că eu stam de-acu' la spate, îi pândeam pe toți vreo șate, așteptam! Încărcați! Și să vezi deodată, frate, ce coi mă întreabă, acte! Eu le arăt măciuca în spate să șetească, dacă poate. Ciocoii m-au năvălit, uit că-n ei mi-am prăvălit, uit că-n ei... De ce v-ați oprit? Lontele până aici nu ajunge. După mine, lăutor! Trei la cap, trei la picioare! Noi îi iau de subțioare! Eu pe toți am ridicat, de pe mal am aruncat. Drept în apa prutului și-au dat ordul lui. Ascultă, Gheorghe, la prima mișcare suspectă, un glonț în ceafă, ai înțeles? Fratele Stari, fă-ne pitacul acesta, să cumpiri lumânări și roagă-te pentru mântuirea sufletelor noastre. Mai zi! Vasile, ăsta e. Da, să trăiți. Ești sigur? Nu te înșeli. Sigur, stărăți. Bine. Eu aș comanda odată foc și aș și sprăvi cu toți tâlharii ăștia. Ne-am dat cuvântul de onoare. Onoare? Onoarea e ceva foarte relativ, domnule capitan. Ei, țărdan! Aruncă pistoalele! Mai tare, lăutari! Vezi, Gheorghe, bagă de seama. Marș, Opincă! Păzește-ți capul, frate. Să nu te dai. Nici moarte, frăție.